Într-o discuție cu Delia, care îi spunea acesteia că ei este frică de părerea oamenilor, și a spus că da, și apoi a zis că, de fapt, este frică să nu își dezamăgească familia. Iar Caleda a spus că important este să facă ceea ce simte. Delia De spune în continuare că nu vrea să își dezamăgească familia și după am fost atentă la o discuție, o înțepătură a lui Valentin la adresa Mariei. Spunea că avantajul Mariei la acest task este faptul că nu bea, nu mănâncă și nu are cum să se îngrașe. Un subiect sensibil, mai ales că e vorba despre o fată și a mai zis că l-a luat și pe băiatul ăsta, pe Ștefan, să se folosească de el pentru că e antrenor personal, antrenor de fitness și o poate ajuta cu silueta. Iar răspunsul Mariei a fost că o joacă urât. Ea a zis-o, o joci urât și Valentin a răspuns, păi eu vreau să merg la munte. Dacă mi-aduc aminte bine, cam aceeași atitudine a avut-o și Mihai cu Hatige și nu a ieșit foarte bine.